Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Și-a omorât prietenul de o viață pentru că nu i-a dat de băut. S-a întâmplat într-un apartament de pe strada Tăbăcar din Făgăraș. Amețiți de aburii alcoolului, cei doi amici s-au luat la harță când și-au dat seama că nu mai au ce pune în pahare. Conflictul s-a sfârșit doar după ce unul dintre ei i-a aplicat prietenului său câteva lovituri de cuțit care i-au adus moartea. Nimeni nu ar fi bănuit că în apartamentul vecin, proprietarul a murit răpus de mai multe lovituri de cuțit. Erau obișnuiți să audă în fiecare seară certuri și bubuieturi din locuința de la etajul al doilea. Asta pentru că, de câțiva ani, făgărășanul rămas singur îi invita mereu pe prietenii de pahar la el acasă. Ieri, unul dintre amici i-a adus sfârșitul. Pe fondul consumului de alcool, s-au luat la harță tot pentru băutură. Cearta a degenerat în bătaie. Până la urmă, spiritele s-au calmat, iar musafirul a plecat acasă. Nu a stat liniștit, iar a doua zi s-a reîntors să-i tragă o corecție gazdei sale. Înarmat cu un cuțit, l-a înjunghiat mortal pe prietenul său. Așa, zgomotele care s-au auzit aseară se auzeau tot timpul. Da? Aproape în fiecare seară, decât că aseară credem că au fost totuși două persoane, pentru că la un moment dat unul a zis, haide mă lasă. Deci efectiv eram al străzi și aducea oameni ai străzi cu el. Și locuia aici? Sau era aici? Aici este apartamentul lui. Deci doar că locuia aici. Dar erau mulți. Îi adunea pe toți și aducea să zis. Mai nu. Era pașnic cu vecinii, n-am avut consuma băuturi alcoolice? Da. Toți. Și zgomotele care, repet, ce s-au auzit noaptea trecută, s-au auzit practic în fiecare seară, că altfel dacă era ceva ieșit din comun, sunam și noi la 112 la mâna asta. Nimeni nu a știut nimic până în momentul în care făptașul a mărturisit câtorva prieteni despre fapta sa. Era destul de senin, spun aceștia, și de aceea inițial nu l-au crezut. El dimineața de miercuri, jur orei 9-10, a discutat cu alți prieteni comuni și zice, l-am omorât pe Făgărășanu. Da? Prietenii ăștia au crezut că... Nu. Deci eu am impresia că a fost în marți, seara spre miercuri dimineața. Dar el pe la 11 ziua a vorbit cu alți prieteni și a zis, l-am omorât pe Făgărășanu. Prietenea mie mi-a spus numai seara, pe la 7. Și eu când am auzit, duce-vă să vedeți, e adevărat sau nu? Pentru că nu a crezut nimeni, nu credea în stare și a zis că e o glumă, că s-au certat sau se dă mare, că s-a revanșat sau așa. Ei s-au bătut cu o seară înainte. Luni seară sau luni seară? Cu o seară înainte de crimă s-au bătut. Da. Nu. Okay. Și apoi? După aia, a doua seară, el s-a dus Predescu. S-a dus iară la el. Apoi de acolo, ce s-a întâmplat, nu mai știu nimica. Spre seară însă s-au hotărât să vadă dacă spusele lui sunt adevărate. Atunci l-au găsit pe Făgărășan fără suflare și au anunțat imediat oamenii legii. A fost că eram aici și era interfonul închis, n-a răspuns nimeni, a sunat, n-a putut să intre pe casa scării, la ușa apartamentului. Și am plecat în casă, stau vis-a-vis aici și zic, mai încercați. La unul, după vreo oră a venit trei prieteni comuni de mei și al victimei și al agresorului. Și a zis, hai repede că e în casă, cred că e mor, nu știu, în sânge. Și a zis, noi n-am intrat din coridor. Păi zic eu, la ce să mai vin, că mai bine sună la 112 să vină să vedem despre ce vorbă. Echipe de criminaliști și procurori din Brașov au ajuns la fața locului și au început cercetările. După numai o oră de la sesizare, colegii de la Serviciul de Investigații Criminale l-au identificat și reținut pe suspectul din acest caz, un făgărășan de 36 de ani. S-a stabilit faptul că, alaltă ieri noaptea, pe fondul consumului de alcool, agresorul i-a aplicat victimei mai multe lovituri de cuțit în zona toracică și abdominală, după care a fugit de la locul faptei. Suspectul a fost reținut și va fi prezentat azi magistraților brașoveni cu propunere de arestare preventivă. Suspectul a fost reținut de oamenii legii, iar acum îl așteaptă ani buni de închisoare pentru omor calificat.